Despre corpul uman se tot vorbește și probabil că o să se mai vorbească foarte, foarte mult timp, până când vom înțelege că nu e doar... nu vă arătam să dați subscribe. E tricoul meu, cel nou. Se vorbește foarte mult și o să se vorbească foarte mult de corpul uman încă mult timp. O să ne mai ia încă, probabil, eu sper din ce în ce mai puțin, să înțelegem că nu suntem doar această bucățică de carne sau această bucățică de bumbac. Că suntem mai mult decât atât. Salut, sunt Sebastian și mi-am propus să începem astăzi să vorbim despre imunitate, bacterii și multe alte lucruri care în această perioadă se pare că te preocupă foarte tare. În noile călătorii pe care vi le propun acum la început de an în 2021, aș vrea să vorbim astăzi despre imunitate. Ce este imunitatea? Ce sunt bacteriile? Ce este protecția pe care ne-o putem face noi, conștient sau inconștient? Cum reacționează corpul la diverse atacuri din exterior sau chiar din interior? Îți mai amintești de imunitate? Era cu noi peste tot. Când mergeam în patru labe și aici sub unghii aveam negru și mâncam și băgam la mufă tot ce găseam pe jos sau ce ne dădeau și alți prieteni? Așa se formează imunitatea. Imunitatea este prietena noastră cea alături de amicii sau amicele noastre când bem din aceea sticlă. Corpul nostru dă în fiecare zi bătălii, în fiecare zi dă bătălii cu diverse lucruri care vor să vină să se aștearnă aici la sufletel, să stea să-și găsească un loc cald, să mânce din tine, să aibă unde să hrănească, să n-aibă rate, să n-aibă facturi, să n-aibă probleme. Toți vor să-și găsească o casă cu căldură și cu aer condiționat iarna. Zilnic, în fiecare secundă, suntem atacați de chestii invizibile, extrem de inteligente, care încearcă să se adapteze permanent. Printre invadatori sunt ciupercile, care doar unele sunt nocive. Atenție! Paraziții care trăiesc pe suprafața sau în interiorul corpului și care pot, pentru că sunt niște gentlemen, nu e așa, să invite și pe alții să fie alături de ei. E ca la noi, nu? Tu nu-ți inviți prietenii când undeva ți-e bine? Bacteriile, care sunt acele organisme mici, monocelulare și care sunt introduse prin mâncare, prin respirație. Câte bacterii au fi intruți acum? Mai multe sau mai puține? Sau prin fisurile pielii. Virusul are nevoie de celule vii ca să se poată înmulți. Și poate rămâne în gazda lui multă vreme inactiv. Practic, el stă ca un sniper și așteaptă. De noi depinde cât de repede o să punem mâna pe trăgăci. Toxinele sunt alte chestii care pot cauza lucruri nasoale pentru corpul nostru. Însă povestea nu e doar despre numai ce vine pe mâncare, pe băutură, pe respirat, prin aer. Ei, stai, că povestea nu e atât de simplă. Corpul are și el măsurile lui de protecție. Pe partea cealaltă, adică de aici, există ca la război, flancul care atacă, flancul care se apără. Soldații din prima linie reacționează imediat ce patogenii au trecut de barieră și reacționează cu armele lor din dotare. O să vorbim despre asta, unele sunt mai puternice sau mai puțin puternice. Așa se face că unele celule și proteine acționează imediat cu echipamentul din dotare, dotarea sistemului imunitar, și înghit patogenii sau unele chiar și atacă. E fain, nu? Hai să vezi mai departe. Dacă după primele 12 ore infecțiile nu au încetat, fapt că prima linie nu a fost atât de puternică, intră în mega rol sistemul adaptiv, sistemul imunitar adaptiv. Sistemul ăsta adaptiv știe din luptele trecute cu infecțiile ce are de făcut și nu ezită și nu prea stă pe gânduri să lanseze atacul. Celulele B, de exemplu, pentru că sunt niște celule speciale,
sunt celule antrenate special pentru a produce anticorpii lupta cu patogenul. Și mai au un mare avantaj. Se mai și înmulțesc rapid. Adică astea se luptă în același timp, în timp ce se și pupă. Dacă mă înțelegi. Anticorpii. Ce sunt anticorpii ăștia? Că tot auzim anticorpi. Tu ai mai mulți anticorpi sau mai puțini anticorpi decât mine? Tu reziști mai mult sau mai puțin? Am obosit cu asta, cu anticorpii. Anticorpii sunt niște proteine în formă de Y. Produși de celulele alea iubărețe și războinice de care vorbeam mai devreme. Ăștia se prind de suprafața inamicilor, îi marchează pentru a fi distruși de fagocite. Și mai avem celulele T, care atacă direct celulele infectate sau canceroase, astfel încât să determine fagocitele să termine toată treaba. Toate celulele astea din corp poartă deasupra o luminiță. Poartă o luminiță care să facă sistemul să îi observe. E ca și cum cineva privește de undeva de sus și vede, ok, pom, 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 deci tu ai luminiță, ești bun, n-ai luminiță, pș, marș de aici. Toate aceste luminițe se cheamă self. Luminița aia le permite să trăiască în pace și prietenie cu toți colocatarii organismului. Chiar și al tău. Partea nașpa începe acum. Când sistemul imunitar nu mai e capabil să vadă luminițele sau markerii, vezi, ascensio, și eu sunt marker, încep să apară bolile autoimune. Pentru că ziceam mai devreme, celulele astea străine care intră sunt niște celule foarte deștepte și foarte inteligente. Ce să vezi? Și ele au propriul sistem de marcaj. Și în momentul în care observă că noi suntem în cădere și sistemul nostru imunitar nu mai este pe forță și nu mai stăpânește zidurile cetății, în sincron atacă. Bacteriile și tot ce am mai zis, ciupercile și tot ce am mai zis mai devreme, trăiesc tot timpul în corpul nostru. Pe corp și în corp. Însă, atunci când noi facem o schimbare în viața noastră, când ceva intervine, când o dereglare a acestui sistem, care până atunci a funcționat bine, dereglează sistemul nostru imunitar, atunci se pot întâmpla lucruri, atunci se poate întâmpla ca celulele acelea care trăiesc în pace și liniște alături de celulele bune, să le spunem, atunci, dintr-o dată, își pun cagula pe față și începe adevăratul război. Ele pot provoca o boală doar dacă noi ne-am schimbat propriul sistem, dacă noi nu înțelegem cum funcționează sistemul, dacă noi nu înțelegem cum funcționăm noi, dacă noi nu înțelegem cum funcționăm cu ceilalți, dacă noi nu înțelegem cum funcționăm în raport cu mediul înconjurător. Ele numai atunci, deci numai într-un dezechilibru al nostru, atenție mare, celulele alea vin să ne atace. E util sau nu e util? Asta e realitatea. Nu mă crede pe mine, cercetează și tu, întreabă-ți medicul. Dar hai să vedem ce e și cu virusul ăsta. Virusul, în general, este cel mai simplu, cel mai modest microsistem, microorganism. El e ca bomboanele alea de M&M, știi? Are nucleul lui de bază, care este învelit într-un strat de proteină. Întotdeauna au nevoie de celule vii ca să poată să trăiască. Față de celelalte, de ceilalți invadatori, ăsta e, ca să zicem așa, prostul pământului. Dar uite că nu e chiar așa. Virusul ăsta are inteligența lui și de aia nimic de pe acest pământ nu trebuie discreditat sau desconsiderat. El își găsește o celulă, da? O face pe aia să se drăgostească de el și spune, îi dă o comandă la un moment dat, când își permite, și spune să se multiplice. Odată ce s-a asigurat că s-a întâmplat acest lucru, el pătrunde și în alte celule și le spune și elora, la fel, după ce s-au îndrăgostit. Deci se pare că e mare dragoste pe aici, pe la noi. Să se multiplice și ele. Poveste lungă cu imunitatea asta, însă când
un sistem este prea reactiv, poate lansa atacuri chiar și asupra celulelor inofensive, chiar și asupra propriului sistem. Alergiile, febra, guturaiul, astmul sunt cauzate de un sistem imunitar hipersenzitiv. Alteori este invers. Când sistemul imunitar este mai leneș sau mai relaxat, expune corpul la infecții. Ce mi-a ieșit și cu sistemul ăsta? Însă, iarăși, echilibrul sistemului nostru imunitar este tot de noi dat. Dar hai să concluzionăm că bănuiesc că dacă vă mai povestesc mult despre celule, bacterii, e posibil să mă uit doar eu la aceste călătorii în cunoaștere. Hai să facem un mic rezumat ca să înțelegem că nu trebuie să ne spălăm pe mâini și pe corp și pe față și în interior și să ne super vaccinăm, să ne băgăm în folie de plastic sau în globuri de aur sau în... N-am luat-o razna. Hai să tragem o concluzie. Pe scurt, acești microbi, dar mai ales bacteriile și ciupercile, aduc nenumărate beneficii, de la devorarea celulelor moarte la nivelul pielii până la digestia. Digestia pe care o facem în urma ingerării de alimente. Da, bro, știi, bei chefir ca să zâmbești mai târziu. Așa cum cetățile sunt construite cu ape de jur împrejur de protecție, așa și bacteriile se strâng în anumite zone de pe corpul sau din interiorul corpului nostru pentru a proteja o anumită zonă. Pielea are cea mai mare diversitate de microbi. Microbii de pe față sunt diferiți cu microbii de pe spate. Microbii din anumite zone sunt diferiți cu microbii din alte zone. Noroc că nu se vede camera unde am arătat. E cum suntem noi diferiți față de cei din America Latină. Diferiți ca și aspect. În această perioadă în care suntem înconjurați peste tot, avem soluții de dezinfectat mâna, gura, când probabil că noaptea o să ni se spună să ne vaccinăm cu vaccinul rusesc sus și cu cel chinezesc jos și la mijloc în limbă cu cel american. În partea stânga gâtului să-l punem și pe cel nemțesc și pe aici pe cel franțuzesc și să nu uităm că o să vină probabil și vaccinul românesc pe care să ni-l băgăm în ochi. Probabil că va trebui să facem baie în spirit și în gel de mâini să ne spălăm pe picioare în anumite zone ale corpului. Va trebui probabil să ne spălăm cu apă de la baterie. Să moară microbii, să omorâm bacteriile și să avem o luptă. Să luptăm, fraților! Nu cred o iotă din toată povestea asta. Nu cred o iotă. Toată excursia de astăzi a fost, dacă vă mai amintiți, sau dacă ați rezistat până aici, la început când spuneam că prietenii noștri sunt din copilărie. Anticorpii am format de când eram mici, îi formăm când suntem mici, îi formăm când suntem afară, când suntem în mediul înconjurător și când trăim în pace cu mediul înconjurător, când trăim în echilibru cu el. Înțeleg că frica e mai mare decât dorința de a plimba trupul, că e soare, că e ploaie, că e zăpadă, că e oricum să-l plimbi jumătate de oră. Înțeleg că frica e mai puternică decât să mănânci niște lucruri mai atent selecționate și nu toate ofertele să le bagi pe gât, toate ofertele de la supermarket. Înțeleg perfect. Însă, decizia, după cum vezi, e tot la tine, tot la mine. Opțiunea de a sta în gânduri, nașpa, opțiunea de a sta în dezechilibre fizice și mentale, nu ne duce decât tot acolo. Oricâte vaccinuri și oricâte băi în spirit și în formol o să faci. By the way, în formol, dacă vrei, se rezolvă, adică, știi, se rezolvă, pentru că studenții de la medicină și ei au nevoie de niște trupuri minunate, îndopate cu reducere de la supermarket, la ofertă specială doar pentru tine. Te salut cu bine, gândește frumos, mențineți corpul sănătos, doar plimbă-te, omule, pe zi. Nu-ți cere nimeni să fii sportiv de performanță, dar plimbă-te, mergi pe jos,
nu sta să zaci ca o lăcuscă în fața canapelei, în fața televizorului, în fața tabletei. Nu sta. Știu că te supără, știu că te deranjez. Însă, mă scuzați, călătoria noastră pe acest pământ este și despre a avea grijă despre corpul fizic. Astfel am încercat să explic cât de puțin cam cum funcționează, ce intră și cam care e războiul și cam care este lupta acolo. Deci, fii în pace, leagă-te de cer, leagă-te de pământ, fii prezent aici, dă subscribe și să ne vedem cu bine la următorul video. Sunt Sebastian și călătoriile noastre cam așa vor fi în această primăvară. Cu bine!